Câteva sute de absolvenți de liceu din Giurgiu s-au prezentat de dimineață la bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Giurgiu. Au fost prezenți 73 de agenți economici din județ, care au oferit 380 de locuri de muncă, din care 52 în zona Bolintin Vale. Cele mai multe joburi disponibile sunt în domeniile construcții, industria confecțiilor, industria alimentară, servicii, comerț și asigurări. Deși tinerii prezenți la bursă au venit pregătiți cu CV-uri și chiar deschiși pentru ofertele angajatorilor, mulți au plecat dezamăgiți, în special de faptul că nu au găsit locuri de muncă în domeniile în care sunt specializați. La fel ca în anii trecuți, adică sunt doar mecanic, pentru o femeie nu prea sunt avantajoase, vânzător, pe mine nu prea mă interesează domeniul ăsta și nu-mi place deloc și cam atât. Nu știu, nu mi s-a părut. În ce domeniu ai vrea să lucrezi? În medicină, contabilitate, unul din aceste domenii. Mi se par foarte interesante. Mai mult medicina, aș vrea să avansez în domeniul ăsta. Da, aceleași de zi cu zi. Sudor, constructor, peste tot găsești oferte de egale cu zero. Medicină? Pe ginecologie mă bate gândul. Ar fi, e o meserie destul de bine plătită și foarte frumoasă, din părerea mea. Din păcate, în ciuda numărului mare de participanți la bursă, majoritatea s-a întors acasă tot șomeri, cu speranța că la edițiile viitoare oferta locurilor de muncă va fi mult mai variată și potrivită vârstei lor.